Să spunem că ești tâmpit, da? Plecăm de la premisa că ești un dobitoc. Și pe lângă faptul că ești un dobitoc, ai mai fost și traumatizat toată viața sau te-ai născut într-un mediu de imbecili, așa cum se întâmplă pentru majoritatea oamenilor de pe planetă. Atenție, nu este ceva de judecat sau nu este ceva greșit, este pur și simplu realitatea. Dar această realitate este bazată pe lipsa de acțiune, ceea ce vă spuneam mai devreme, da? Deci, dacă te-ai născut și prost și te-ai născut și într-un mediu de proști, evident că șansele pentru ca viața ta să fie nasoală, din toate punctele de vedere, sunt foarte, foarte mari. Șansele e mari, e foarte mari șansele. Da? Și de aici apar tot felul de probleme, discuții, scandaluri, certuri, traume, ce spun toți tâmpiții de-alea. Găbi, hai, stai să vezi că o fi copățică, tu n-ai trecut prin ce a trecut eu, să-ți povestesc că care, că când, că parcă și cu... Așa, taci, taci și ascultă. Dacă vrei să te schimbi, dacă vrei să evoluezi, da? Dacă vrei să-ți transformi viața repejor, cu nos, cu boost, cu turbină, cu Porsche Cayenne GTS, da? Așa. Deci dacă vrei să fii Porsche Cayenne GTS, fii atent ce ai de făcut. Lucrezi cu acest alter ego, da? Adică te pui frumos în pătuț, frumos elegant, da? Te pui frumos în pătuț, noaptea, înainte de culcărică, și îți creezi cu puterea minții, îți creezi un tu, da? Îți creezi un tu, așa cum ai visat tu toată viața ta, da? Deci te imaginezi pe tine. Cum ai fi vrut tu să fie? Să fii frumos, deștept, inteligent, bogat, talentat, carismatic, cu haine, nu știu de care, cu Gucci, Fucci, Muci, așa. Da, mă, deci pui pe tine baza cum ar veni. Da? Deci să fii șmecher de șmecher mafiot. Te imaginezi, îți imaginezi o versiune a ta, șmecher de șmecher mafiot. Cum a spus Giovanni, da? Prin modul tău de a te comporta. Da? Creezi această imagine cât mai detaliată, cât mai puternică, da? Și lipsită de orice fel de barieră. Ok? Deci ai totul. Ai efectiv totul. Nu-ți lipsește nimic. Îți imaginezi că ai totul și nu-ți lipsește absolut nimic. Creezi această imagine cât mai puternică, cât mai clară, cât mai detaliată, da? Și gândindu-te la această versiune a ta, începi să te conectezi cu ea. Adică te gândești, bă, cum m-aș simți dacă aș fi așa? Da, ca imaginea asta pe care tocmai am creat-o cu imaginația mea. Cum m-aș simți? Da, îți imaginezi tot felul de situații de viață. Ce aș face mâine dimineață, să spunem, când mă trezesc? Pentru că am totul. Totul este perfect, totul este minunat, nu-mi lipsește nimic, n-am nicio grijă, n-am nimic de făcut anume, decât dacă vreau. Da? Ce aș face? Și încep, te gândești. Da, păi poate, uite, m-aș trezi când vreau eu, să zic, nu știu, la 1 după amiaza și aș pleca la locul cu tare să beau cea mai scumpă cafea din oraș. Prima acțiune dimineață. Și tot așa, continui. Și după aia, după cafea, ce fac? Mă duc să mănânc un foie gras, elevi, le fleur, flori. Așa. Deci îți imaginezi tot ce îi faci. Da? Și faci lucrul ăsta, mă, dar faci, exact cum v-am spus mai devreme. Da? Faci asta zi de zi, noapte de noapte. Da? Din ce în ce mai clar, din ce în ce mai bine. Da? Până când te plictisești. Pe bune. Da? Deci până când te plictisești. Nu că până când te plictisești. Până obosești să mai creezi acea imagine. În momentul în care ajungi în acel punct de a te plictisi, de a obosi, din a mai crea acea imagine și din a o gestiona, atunci este momentul când aceste două energii se contopesc una cu cealaltă. Practic, tu îți creezi în tine încă o versiune de-a ta, dar o versiune perfectă. Da? Și care este următorul pas? Începi zi de zi să te comporți ca atare, să preiei cât mai mult din acele acțiuni, din acea atitudine. Atitudinea este cea mai importantă. Da. Începi să preiei din acel sentiment pe care l-ai creat, din acel feeling. Bă, cum te simți? Cum aș simți dacă aș fi perfect, dacă aș avea totul? Păi uite, aș fi relaxat, aș fi limpede, da? Aș fi fericit. Exact așa te comporți de dimineață. Te comporți ca și cum ai fi deja acea imagine pe care ai creat-o. Practic activezi alter ego. Da? Mai ales în momentele grele. Te gândești, bă, dacă ar fi o provocare, dacă ar fi o chestie, da? Cum aș reacționa dacă aș avea totul, dacă aș ști, dacă aș face totul, n-aș avea nicio grijă, nimic, păi aș reacționa așa, uite, aș fi foarte calm, aș fi cerebral, aș ști să, cum să zic, nu m-aș grăbi, aș face așa, m-aș mișca așa, da? Și exact așa faci. Te comporți precum acea imagine perfectă asupra ta pe care ai creat-o. Da? Cu cât vei face mai mult acest lucru, cu atât vei deveni
mai repede acel alter ego. Realitatea din jurul tău va începe să se modifice conform acelui alter ego. De ce, dragii mei? Pentru că noi suntem creatori, suntem Dumnezei. Totul pleacă de aici, din interiorul nostru. Tot ceea ce noi ne imaginăm, tot ceea ce noi creăm, tot ceea ce noi simțim și tot ceea ce noi facem devine materie. Da? Deci viața pe care tu ți-o dorești există deja. Trebuie doar să te duci să o iei, trebuie doar să o atragi în viața ta. Cum o atragi în viața ta? Gândind, simțind, făcând. Atenție! Da? Făcând, nu că stăm așa pe spate, ce facem, Alexandre? Uite, stăm, nu facem nimica, stăm liniștiți. Da? Deci nu așa că am citit secretul, cum zic tâmpiții, am citit secretul, stăm așa pe spate și ne uităm la un whiteboard, da? Unde ne-am pus și noi că vrem un merțan și așteptăm să vină merțanul. Nu! Nu vine merțanul. Niciodată, așteptându-l. Merțanul vine dacă simți, dacă crezi în ceea ce simți și dacă faci ceea ce simți și crezi. Da? Așa vine merțanul. Pentru că trebuie să devii acea persoană. Merțanul nu vine pentru că tu nu ești persoana, încă nu ești persoana, da? Potrivită să aibă merțan. Tu ești un prost, deocamdată. Da? Pentru că spiritul tău, energia ta și mentalitatea ta nu este capabilă să gestioneze o energie de merțan. Tu ești capabil să gestionezi o energie de troleu. Prin urmare, de-aia te plimbi cu troleu. Așa că dacă nu-ți place cu troleu și consideri că meriți un merțan, dă-te dracu jos din troleu. Mergi pe jos, nu mai merge cu săracii, da? Nu mai merge cu incompetenții, da? Pentru că cine se aseamănă se adună, te influențează energiile. Cu toții suntem creatori, dacă tu te plimbi cu tramvaiul în care mai sunt încă 80 de proști care spun și gândesc că viața e grea, că nu se poate, că e nasol, că Iohannis e vagabond, că Ponta e mafiot, că nu știu ce și așa mai departe, lucrurile se transmit. Se transmit. Și gândești și tu, preiei și tu din chestiile alea, fără să vrei, chiar dacă ești deștept. Dacă stai într-un mediu de proști, te prostești. Pentru că uitați-vă la un coș de mere, da? Cu mere bune și un măr stricat. Mă, dacă sunt 20 de mere bune și doar un singur măr este stricat, se strică toate merele. Corect? Deși merele bune sunt mai multe decât ăla prost și stricat. Corect? Deci ar trebui să fie invers. Da? Merele bune, că sunt mai multe, sunt 20 și ăla prost e unul, e stricat. Alea bune ar trebui să-l vindece pe ăla stricat, să-l facă bine, să-l însănătoșească. Dar nu se întâmplă. Ieta, de ce credeți că nu se întâmplă? Da? Pentru că energiile negative rezonează mult mai repede. De ce rezonează mult mai repede? Pentru că fac! Ceva zis mai devreme. Fac, doar fac. Fac, adică acționează, nu fac de lălalt. Fac și de lălalt, dar mai întâi fac, acționează. Da? De-aia se întâmplă aceste lucruri. Da? De-aia mărul stricat strică toate celelalte mere bune. Da? Bun. Și atunci faceți lucrul ăsta. Da? Dă-te dracu jos dintr-o leu, dă-te jos din tramvai. Da? Ia-o pe jos, că dacă o iei pe jos, te miști, pui sângele în mișcare. Da? Muncești, că trebuie să faci pași. Da? Dacă trebuie să ajungi departe, trebuie să faci pași mai rapizi, muncești mai mult. Da? Așa? În timp ce mergi, îți dai seama cât de proști și de sărac ești. Și începi să pui dracu mintea la contribuție. Mai vezi și tu un copac, mai vezi o șină de tramvai, îi mai vezi pe săracii care trec pe tramvai și te gândești, ia uite, în ultimii 10 ani am pus și eu cu proștia. Țăcăț. Da? Acum sunt pe jos. Acum proștii sunt acolo așa, eu sunt pe jos. Foarte bine. Mergem până pe jos. Da? Mergi, pam, frumos și te gândești, mai vezi un copac, mai vezi o vrăbiuță, mai vezi un prost care claxonează, mai vezi încă un tramvai. Și începi să spui întrebări despre lume. Da? Și începând să spui întrebări despre lume, pui dracu mintea la contribuție, da? Și începi să te gândești la soluții. Ce aș putea eu să fac ca să nu mai merg pe jos? Ce aș putea eu să fac ca să nu mai iau tramvaiul? Ce aș putea eu să fac ca să nu mai iau trolebuzul? Așa, ce aș putea eu să fac ca să-mi iau un port și ca NGTS? Așa, ia să vedem. Și dacă pui întrebările corecte, apar și răspunsurile corecte. Da? Trebuie să te duci să cauți în cu totul altă parte decât ai făcut și ai căutat până acum. Pentru că, uită-te la ce fac 99% dintre oameni și fă exact opusul dacă vrei să ai succes. Pentru că succesul stă în diferențe, nu în asemănări. Mama lor a dracu de tâmpiți. Cum dracu să creadă cineva? Băi, atât de simplu. Succesul stă în diferențe, nu în asemănări. Cum să crezi tu că stând cu 80 de proști în tramvai, o să găsești tu cheia succesului? Păi cheia succesului nu e acolo. E total în partea opusă. Că e diferența. Păi ați toți la fel. Se aseamănă. Sunt 80 de proști într-un tramvai care faceți dranga zdrangă. Acolo crezi tu că o să găsești sensul vieții? Nu o să-l găsești niciodată. Acolo o să găsești doar dezastru, doar prostie, doar pierzanie. Da? Sensul vieții este în partea cealaltă. Da? La capătul opus. Du-te dracu la capătul opus. Caută capătul opus. Întreabă. Da? Despre capătul opus. Despre asta este vorba. Și vei găsi. Cine caută, găsește. Cine întreabă, primește răspunsul.
easy.